Salutare, prieteni! Astăzi am să vă vorbesc despre cum pregătesc eu butașii pentru înrădăcinat. Butașii trebuie să fie undeva cam la 35-40 cm, să aibă 3-4 ochiuri. Și haideți să vă arăt și cum se face. În primul rând, foarfeca care o să tăiem acești muguri va trebui dezinfectantă. Eu am dezinfectat-o înainte cu spirit. Deci puteți cu spirit dezinfecta foarte bine. Și cum procedez? Deci mugurii aici se taie undeva la aproximativ, se poate vedea și în imagine aici cum fac. Deci se taie aproximativ cam la 7-8 mm până într-un centimetru. Acești muguri se orbesc, se dă jos. La fel și pe acesta de aici se dă jos. Pe acesta de aici îl las, deoarece v-am spus că acești butași acum o să îi pun la înrădăcinat, pentru că vreau să altoiesc mai târziu, peste maxim 2-3 săptămâni, când se va mai încălzi vremea. Pentru că dacă îi altoiesc acum, peste o lună de zile va trebui neapărat să îi pun la ghivece, deci la pahare cu turbă. Și pentru aceasta va trebui să avem spațiu și de aceea vreau să altoiesc puțin mai târziu. Anul trecut am tot așa am altoit mai devreme și este mai... deci trebuie să avem spațiu cu ele și de aceea acum m-am hotărât să altoiesc puțin mai târziu. Deci vedeți cum se face. Aici se orbesc mugurii. Pe acesta v-am spus că îl las acum, deoarece o să-l pun să facă rădăcini. Cum procedăm acum? Pentru a face rădăcini, cu foarfeca se crestează până aici, la această dungă, unde are această... deci până la această dungă, acest inel, da? Se crestează puțin mai mult de el, mai mult mai sus. Deci cam atât. Să treacă puțin peste el. Și cam așa se procedează. La fel vom face și cu ceilalți. Tot la fel. Deci se dă mugurii jos. Pe acesta la fel. Deci se orbesc. Pe acesta v-am spus că îl las. Eu am pus dinainte, le-am băgat în parafină la capete. Așa puteți să faceți și dumneavoastră, să-i puneți în parafină să nu piardă seva. Iar în momentul când vom altoi, vom altoi undeva sub acest muguraș. Și deci va veni cu tot cu altoi un pic mai sus de acest muguraș. Cam aproximativ 35 de centimetri, 30-35 de centimetri. Și de aceea v-am spus că acest muguraș acum îl las, pentru că vreau să facă aici, să-mi facă rădăcini. Aici tot la fel să taie tot așa scurt. Aici la fel se îndreaptă, tot așa la până într-un centimetru, 7-8 mm de la acest inel. Și la fel se procedează la toți. Deci vedeți aici la mine cum fac. Nu trebuie pătruns tăietura mai mult mai sus. Trebuie decât aici unde are această valvă. Deci aici are o valvă deasupra. Știți că de aici se taie când tăiați la viță de vie, aproximativ un centimetru mai sus. Deci de aici, de la această valvă, de la acest inel care se vede, pentru ce să faci aceste tăieturi? Pentru a porni mai repede rădăcinile. Și după ce am terminat pe toate de făcut la fel așa, deci după ce terminăm de făcut, aici v-am spus că acesta îl las. Aici la fel se taie până într-un centimetru. La fel se crestează cu un 4.
cu foarfeca. E bine să aveți o foarfeca ca aceasta cu două tăișuri, pentru că este mai bună. Nu este ca aceasta. Aceasta, având această înduitură, nu se face aceeași tăietură. Deci vedeți că cu aceasta nu se sparge lemnul, decât se crestează foarte puțin. Deci la fel procedăm cu toate. Iar dacă vreți să vă apucați de altoit, înainte de altoire, va trebui ca aceste coarde să le țineți butași, mă refer la butași și altoi, va trebui ținute 3 zile într-o substanță de topsin de 0,1%. Asta înseamnă cam la 10 litri de apă, cam 10 grame de topsin. Pentru a măsura topsinul, greutatea, va trebui să aveți un cântar de bucătărie, deci care vă indică gramajul, deci nu trebuie să puneți mult, pentru că atunci există riscul de a intoxica, deci să intre prea multă substanță în lemn, în coardă. Deci aveți grijă, trebuie pus 0,1% deci topsin. Deci cam ar veni cam un gram la 10 litri de apă. Eu o să pregătesc și eu topsinul, că aici tot așa am preparat, am mai pregătit tot la fel pentru înrădăcinare aceste coarde, acești portaltoi. Și la fel va trebui să îi introduc în topsin pentru a nu face mucegai cât timp stă la înrădăcinat. Deci să nu facă mucegai. Pentru a face rădăcini, le puteți pune la aceste coarde, le puteți pune în borcane cu apă, dar va trebui să puneți maxim un centimetru, un centimetru și jumate, să nu treacă mai mult de acest, deci să nu treacă mai sus de acest inel. Deci atât cât am crestat, cam atât ar trebui să aibă și apă pentru a porni rădăcinile. Ca să facă rădăcini mai repede, trebuie să aveți și temperatura unde le țineți. Trebuie în primul rând să aibă și lumină, dar temperatura va trebui să fie undeva între 23 și 26 de grade. Deci să nu coboare sub 23 de grade, pentru că atunci va face rădăcini foarte târziu, foarte greu. Și de aceea unii dintre dumneavoastră se plâng pe grupuri că nu le face rădăcini aceste coarde, că le-au ținut aproape o lună și o lună și jumătate și n-au pornit rădăcinile. Eu vă spun că din cauza aceasta nu pornesc, trebuie să aibă, în primul rând, să aibă căldură și aveți mare grijă, atenție, de să schimbați la 3-4 zile apa, în special dacă le țineți la căldură. Pentru că aceasta, deci apa, deci este la căldură, ea va prinde miros. Și aveți grijă să nu se evapore, de să nu scadă foarte mult, că atunci există riscul să se usuce coarda. Deci de aceea va trebui verificate la 4-5 zile. Dacă este nevoie, mai completați cu apă. Dacă în caz de apa este curată, este limpede, deci nu este neapărat nevoie să o schimbați la 4-5 zile. Dar din când în când va trebui schimbată, maxim măcar la o săptămână va trebui apa schimbată în aceste borcane unde țineți aceste coarde la înrădăcinat. Eu acum haide să vă arăt și cum fac o altoire. O să iau o coardă oarecare, stați puțin ca să văd și ce grosime să iau. Să vă arăt cum se face. Să aleg una mai dreaptă, pe aceasta. Și haideți să vă spun cum se face această altoire. O să facem acum o altoire. Deci se taie de aici de unde am pus această ceară. Și voi face o altoire în copulație perfecționată.
Voi lua de aici o coardă care se nimerește pe aceeași dimensiune. Acesta e bun. Hai să tăiem mai scurt, deoarece după ce le altoim, va trebui introduse în parafină. Și să facem o altoire pe partea opusă cu mugurile la portaltoi, aici. Se va face o tăietură oblic, cam de 2 cm. Deci așa. De aici de unde pornește această măduvă, se poate vedea de la acest, deci de aici, se va face o tăietură, o limbă, aproximativ de 1 cm. Se poate vedea. Deci aproximativ 1 cm. La fel vă face și la altoi. Voi face așa că este prea scurt și nu pot să țin bine de el. La fel și la altoi. Se face tot la fel. Deci, aceeași tăietură de 1 cm. Aveți mare grijă când altoiți. Briceagul trebuie să fie foarte bine ascuțit. Să nu rupeți această măduvă. Dacă se rupe, se va prinde mai greu. De aceea vă spun și vă dau acest sfat pentru cei care vor să țină cont de ce vă spun. Deci, acum se îmbină foarte bine. Se aliniază foarte bine cambiul. Nu știu dacă focalizează foarte bine telefonul aici. Deci cam așa trebuie să fie. Acum se dă repede cu folie de altoit. Nu trebuie să strângem foarte mult, decât atât cât să se alinieze, să se apropie foarte bine altoiul de portaltoi, de să nu rămână gol de aer. Să de 2-3 ore așa de cu folie de altoit, să treacă peste partea de a, unde a fost altoită, de să coboare puțin mai sus și mai jos, cam 1 cm. Să face o legătură nici foarte strâns, dar nici foarte slabă, o legătură de forță. Se face un nod. Și cam așa se face o altoiere în copulație perfecționată. Deci trebuie să țineți cont de poziția mugurașilor. Vedeți, la mine este unul aici sus, iar celălalt de la portaltoi e jos. Când vă introduceți în parafină, parafina trebuie să fie undeva pe la 60 de grade. Este bine când faceți să o țineți într-un vas cu apă fiartă. În felul acesta nu se va răci foarte repede. Să verificăm aici dacă e tăiat. Da. Deci acest mugurăș v-am spus că trebuie tăiat toți. Acesta o să-l las. V-am spus că eu, în momentul când... Pentru ce țin eu acest mugurăș? Pentru că de aici de unde vom tăia, de aici de la bază, de la ultimul muguraș de jos, să îmi plece rădăcini. Ce face acest muguraș? Va face, va trage sevă să facă rădăcini aici la ultimul muguraș de jos.
Și în momentul când acest muguraș se va umfla și va crește cam un centimetru, un centimetru jumate, doi, îl voi rupe și voi lăsa în continuare mugurașul de la altoi să plece în vegetație. Deci eu așa procedez, așa am procedat tot timpul. Și este o altoire foarte bună. Deci v-am spus, așa se procedează. Și să țin cam vasul cu apă, borcanul cu apă, aproximativ cam 30-35 de zile, în funcție de cum va face rădăcini. De aceea este bine când altoim acum, dacă vreți să altoiți la masă, în primul trebuie să aveți căldură, să le țineți la căldură, pentru că dacă nu este căldură, nu vor calusa, punctul de altoire nu va calusa foarte bine. Mugurașul va porni foarte greu și la fel și rădăcinile. Deci vă mulțumesc pentru vizionare și dacă acest videoclip a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Nu uitați să apăsați și clopoțelul pentru a fi la curent și cu următoarele videoclipuri pe care le voi posta. Sănătate, numai bine și spor la altoiri!